Mariana și Alexandru Bota dețin împreună o veritabilă fermă de familie. O fermă mixtă în care sunt crescute vaci din rasa bălțată românească și se lucrează circa 150 de hectare de teren agricol. Mă numesc Bota Alexandru, am 29 de ani și împreună cu soția mea, Mariana, administrăm o fermă de vaci de lapte, o fermă mixtă, cu un efectiv de 130 de capite, din care 70 de vaci în lactație, restul tineret și în repaus, în județul Satu Mare, localitatea Livada. Suprafața pe care o cultivăm în teren agricol e ca 150 de hectare. De mic copil am avut acasă vaci, animale, gospodărie și totul a început de acolo, de acasă, de la familie. Părinții mei au accesat în 2008 pe fonduri europene un proiect și în 2011 l-am finalizat și atunci am intrat și în producție. În anul 2013 am prins criza economică, unde prețul la lapte a fost foarte mic. În perioada aia ne-a determinat să intrăm și în cooperativă. Efectivul a scăzut din cauza secetei. Atunci am fost nevoiți să vindem din ele 20 de capite ca să putem să ne asigurăm mâncarea la vaci. Cu banii care i-am încasat pe vaci, care le-am dat la abator, am reușit să ne achiziționăm mâncarea pentru vacile rămase. Acesta sperăm să fie un an mai bun, un preț la lapte acceptabil, ca să ne putem desfășura în continuare activitatea. Alexandru Bota este ajutat la lucrările din fermă de tatăl său, în timp ce Mariana a preluat partea administrativă și tot ce ține de contabilitatea afacerii. Când l-am cunoscut pe soțul meu, nu știam de așa fermă. În zona unde sunt eu aveam o gospodărie mică, câteva animăluțe de gospodărie, dar nu așa fermă. Am început să cunosc treptat tot ce înseamnă acest domeniu zootehnic și vegetal și chiar îmi place foarte mult sau chiar i-am luat-o înainte. În familie am ajuns să fiu chiar cea care îl încurajează pe soțul meu cel mai mult. Nu mă așteptam să îmi placă domeniul acesta așa de mult sau să fiu poate chiar mai dornică să continuăm această afacere decât el. Au fost momente grele în care l-am încurajat și suntem și astăzi împreună în această fermă. Având în vedere că nu am fost de la început în această afacere, din povești am înțeles că în 2013 a fost momentul foarte greu care i-a pus la pământ și a fost momentul decisiv care i-a determinat să intre în cooperativa agricolă Samuslac, din care fac parte și astăzi. Prin intrarea în cooperativă au avut un preț foarte bun la lapte comparativ cu 60 de bani cât era pe vremea aceea. Prețul s-a menținut sau s-a menținut o siguranță în cadrul asocierii cu ceilalți fermieri, care le-a permis să își redeseze activitatea și să-și finalizeze plata datoriilor. Cei doi soți au mizat de la început pe o rasă mixtă de vaci, care oferă un randament bun atât la producția de lapte, cât și la cea de carne. În plus, au căutat animale care nu sunt pretențioase la condițiile de creștere, care fată mai ușor și au o rezistență ridicată la boli. Bălțata românească este o rasă mixtă, carne-lapte, care la rețeta pe care o avem acum ne aduce un plus de valoare la carne și la lapte o medie de 35.000 de litri pe lună, la efectivul de 70 de capite care îl mugem acum. Având în vedere furajele pe care le avem, acum avem o medie de 18 litri la zi. Potențialul acestei rase ar fi undeva la 20-22 de litri, dar cu furajare pe care o avem noi nu putem să ajungem. La furajare pe care o avem acum ne dă un plus valoare pe partea de carne. Au un spor la carne, un spor zilnic pe zi de 1 kg, 1,2 kg. Faptul că folosim o rețetă mai slabă, să zic așa, ne dă o
egalitate între lapte și carne. Costul de producție al mâncării pe care îl dăm acum, paie cu silos de secară și șlot de floare, e mai ieftin cu 30%, să zic așa, decât rețeta ideală care ar include lucernă, silos de porumb, șlot de soia și șlot de floare. Chiar și în rețeta actuală pe care o avem acum, costul de producție a laptelui este mai mare ca și cât primim de la procesatori. Anul ăsta de cumpănă ne-a obligat să reducem foarte mult cheltuielile pe partea de furaje. Stabulația este de tip semi-deschis. Am ales modelul acesta de grajd pentru că este un model de standarde europene. Grajdul are o înălțime suficientă încât să asigure fluxul de aer, de oxigen, care ajută și la bunăstarea animalului și producția de lapte. Pentru o fermă de familie este cam suficient un efectiv de 150 de capete pentru noi și pe viitor am vrea să ajungem undeva la 200-250 de hectare lucrate. Cam ăsta ar fi țelul nostru. Dacă pe partea de vânzare a laptelui avem o siguranță, pe partea aceasta de vânzare a vacilor nu este încă găsită o soluție care să ne fie benefică. Sperăm ca pe viitor, poate prin cadrul cooperativei sau oricum să reușim să negociem un preț mai bun și pe aceste vaci.